Resoluția primară numărul 263 din 23 noiembrie. Sunt prezenți 13 consilieri din cei 15 în funcție, 2 înțelegățeți motivat. De ședința se poate desfășura în condiții normale. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Mulțumesc. Bună seara. Înainte de a citi ordinea de zi, am rugămintea să aprobăm, să votăm procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă nu sunt discuții... Am o completare de făcut la procesul verbal de la extraordinară în legătură cu, patinoarul. Am spus-o și în ședința de comisie, o spun și acum, eu cotesc cu Dante, deci eu, așa? Nu vreau să plătesc curții de conturi când o să vină să facă controlul, energia electrică și apa. Asta voiam să completez și să consemnați acolo. Da, problema este că ați votat. Dacă nu s-a spus în ședință, puteți să ne răzgândim. Consemnăm acum, dar votul a rămas. Consemnăm. Vă rog să o consemnați. Adică, domnul profesor, ca și procedură, dacă se poate retrage votul, este altceva. Dacă vreți să comentăm, mai așa putem să mergem la 3 ședințe în urmă să ne gândim că s-ar putea să fi... Ați avut posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere atunci. M-ați speriat în momentul în care ați spus că primăria nu beneficiază în urma acestui contract de nimic. Da, dar la momentul la care s-a votat, eu am adus argumentele care dumneavoastră le-ați cerut. Și v-am adus argumentul. Și vă spun acum, că aseară nu s-a filmat. Primăria Bacău instalează un patinoar și îl oferă gratuit cetățenilor comunității Bacău, municipiului Bacău. Probabil și nu numai. Ce beneficiu are primăria Bacău din această treabă? Beneficiul este că sunt în slujba comunității și ajută comunitatea într-o formă. Putem să interpretăm această cheltuială ca o atragere de investitori, cum facem și cu alte obiective. Spre exemplu, domnul consilier, pentru că ați fost și anul trecut, s-au cheltuit 85.000 de roni anul trecut de zilele Slănicului. Ce beneficiu a avut primăria Slănii Moldova că dumneavoastră ați aprobat să cheltuiți 85.000 de roni? Spre exemplu, și vă mai dau exemple, acum 2 ani s-au cheltuit 100.000 de roni cu ocazia zilelor Slănicului. Care este beneficiul? Beneficiul este același. În schimb, cheltuiala este mai mică, care am propus-o noi, respectiv atragem turiști și susținem investitorii din Slănii Moldova. Asta este. Deci, cum n-ați plătit probabil pentru că ați votat atunci de zilele Slănicului, probabil nu o să plătiți nici acum. Dar dacă dumneavoastră vreți să deschidem o cutie a Pandorei, părerea mea este, și nu intru în detalii juridice, odată votată, data trecută votat acest punct de la ordinea de zi, el poate să fie comentat pe după colțul oricând, dar oficial el a trecut. Ca să nu creăm un precedent, să ne întoarcem de fiecare dată, să ne amintim că s-ar putea să fie votat data trecută. Eu vă rog să-mi puneți câte întrebări vreți dumneavoastră pe fiecare subiect, în așa fel încât, în momentul în care se votează, să fim în cunoștință de cauză. Și dacă pun că colegul dumneavoastră a votat cu două mâini, poate că se compensează, să zicem. Dacă nu mai sunt discuții... Problema este că aveați dreptul să vă abțineți sau să fiți împotrivă. Nu, am zis o completare. Deci nu. Completare la procesul verbal. Atenție, o reținere, da? Votul ați executat. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Domnul Zveț, eu mă abține. Împotrivă? Trecem la aprobarea ordinii de zi cu rugămintea dumneavoastră. Nu voi citi toate proiectele care au fost, le cunoașteți, au fost materialele prezentate ieri. Doar sunt trei modificări, și anume la punctul 8 și la punctul 9. Adică la punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii SC Apa Serv Salubritate SRD Slănic Moldova din structura de asociere SC Util Preserv Slănic Moldova. Și punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea participării SC Util Preserv SRD Slănic Moldova din structura de asociere a SC Apa Serv Salubritate Slănic Moldova. Aceste două proiecte se retrag
Și avem o suplimentare cu un proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosire gratuită pentru terenul intravilan cu suprafață totală de 11 metri pătrați din proprietatea publică a orașului Sânic Moldova, situat în strada Primăverii, pe durata execuției lucrării de extindere a rețea, distribuție și branșament gaze naturale cu presiune redusă. Dacă nu sunt discuții, vom... Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș vrea la diverse să fac și eu o informare vis-a-vis de semnarea contractului de vânzare-cumpărare pentru cele trei terenuri de la izvoare. Dacă vreți, facem acum la început, dacă nu, la final, că este un moment important din istoria post-decembristă. Numai să supunem la ordinea de zi, după aia. Da? Bine, vă rog. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Cu modificările intervenite, da? Domnul Zbeț, domnule. Împotrivă, abține. Vă rog să ne prezentați. Bun, atunci vă spun că este foarte cald documentul ăsta, vine exact de la notariat. Am fost astăzi la Bacău și în sfârșit am semnat contractul de vânzare-cumpărare, prin care... Da, îl mulțumesc frumos! Prin care cele trei terenuri care dumneavoastră ați aprobat să participăm la licitație și s-a întâmplat că am reușit până la urmă, aparținând izvorului 300 de scări, sonda 2 și sonda 1, izvorul sonda 1, sunt în proprietatea primăriei Sânii Moldova. Este un moment important pentru că situația de după Revoluție a adus comunitatea în această postură delicată, cu resurse de la oameni, de la oameni de bine, de la companii, reușim să facem lucruri în Sânii Moldova și eu sunt foarte bucuros. Vă spun doar că trebuie să fim recunoscători și consilierilor pentru că au votat să pornim pe acest drum, este important. Doi, cetățenilor care au donat bani și invit în continuare să doneze, pentru că știți foarte bine că acest proces nu se încheie aici. Urmează licența de exploatare a apelor minerale și urmează răscumpărarea și a celorlalte terenuri. Răscumpărare, expropiere în interes public, vom vedea care din căile care le abordăm sunt cele mai rapide, pentru că este foarte important să terminăm odată cu această stare de confuzie juridică, în primul rând, și nu numai juridică, ci și nemulțumirea locuitorilor noștri, a vizitatorilor noștri, pentru că știți foarte bine, două izvoare sunt închise acum și nu este în regulă. Drumul pe care îl voi parcurge este în săptămâna 5-10 decembrie ne vom duce la NRM, unde punem documentul prin care suntem proprietari acestor terenuri și întărim solicitarea care am făcut-o după ce dumneavoastră ați aprobat de a obține licența de exploatare a apelor minerale. Și în paralel cu asta vom face presiuni să intrăm în posesia celorlalte izvoare. De asta am făcut precizarea, pentru că donația nu trebuie să se oprească, să încurajăm prietenii noștri, să încurajăm oamenii de suflet să doneze în continuare, pentru că nevoia, după cum știți, estimată este de aproximativ 300.000 de euro. Este o sumă importantă și profit de ocazia că vor mai viziona și concetățeni de-ai noștri și prieteni de-ai noștri materialul filmat și transmit rugămintea să încerce din puținul care îl au să doneze și pentru izvoarele de la Sânii Moldova. Mulțumesc frumos! La primul punct al ordinii de zi avem proiect de hotărâre privind inițierea unui concurs de proiecte pentru îmbunătățirea identității vizuale a orașului stațiunii Sânii Moldova și desfășurarea unor activități generatoare de creștere a numărului de vizitatori. Inițiator, domnul primar, vă rog să ne... Da, să ne am explicat și aseară în comisie, o să încerc foarte scurt să spun și astăzi.
Noi am pornit strategia de dezvoltare a orașului Stănii Moldova, orașului stațiune balneoclimatică. Întrucât strategia veche nu este conformă, a fost făcută pe fugă și nu include foarte multe din aspectele care noi, noua conducere a localității, ne le dorim. Pentru ca strategia să fie, să includă toate componentele de dezvoltare ale localității, am venit cu această propunere să scoatem la concurs, am propus o sumă de 30.000 de ron din puținul care îl avem. Este important să consultăm oameni care au viziuni. Nu mă refer neapărat la Brâncuș sau la alte locuri din România, unde s-a marcat prin anumite elemente, s-a scos în evidență, localitatea iese în evidență prin diferite elemente de identitate vizuală. Din această cauză, am propun să votați această solicitare și bugetul aferent, întrucât se justifică în perspectiva de a face o strategie de dezvoltare a localității foarte bună și foarte integrată. Spre exemplu, în strategie trebuie să gândim unde vom face o zonă pentru tineret, că Stănicu Moldova nu are ce să ofere la momentul acesta tinerilor și ne gândim la zona de camping, vă spuneam aseară, nu? Deja a venit o solicitare pentru Parc Aventura și poate o să vină și pentru discoteci, cluburi ce au nevoie tinerii să se dezvolte, poate o tabără privată sau de stat care este necesară. Mă gândesc la zona care am amintit-o în celelalte ședințe de sus de pe deal de la mănăstire, de la Bolovanu, care este o zonă unde se pot dezvolta anumite activități și noi am încercat și cu succes am reușit la Răvășitul Oilor, un eveniment care a fost apreciat și de cetățenii noștri și de vizitatori. Și tot așa trebuie să ne gândim. Poate facem un muzeu în Stănii Moldova, poate din această cauză oamenii care gândesc și care creează trebuie să și primească ceva. Intenționăm să facem o comisie din specialiști care vor selecta aceste proiecte. Probabil 15 ianuarie, maxim sfârșitul lunii ianuarie, vom avea o propunere în acest sens. Cel mai probabil, 15 decembrie, aici fac o paranteză, va porni consultarea publică pentru strategie. Și vorbeam înainte de ședință și transmit și celor care ne vor vedea la televizor, pe calculator, să se gândească și să vină cu propuneri pentru dezvoltarea orașului stațiune balneoclimatică Stănii Moldova. Propuneri atât pentru locuitorii noștri, pentru că strategia de dezvoltare include învățământ, partea de educație, de sănătate, partea de siguranță a cetățenilor noștri, până la dezvoltarea economică a stațiunii, care este direct dependentă de resursa noastră, de apele minerale, de aer, de zona climatică în care existăm. Asta este motivația pentru care vă supun aprobării acest proiect. Discuții privire la acest proiect? Cred că am să votez iar cu două mâini. Și unul din proiecte bune care au apărut până acum. Stănicu trebuie să capete vizibilitate. Și mai ales în chestii culturale. Reliefuri avem. Eu cred că sunt așa cum spune domnul doctor, aș vota și cu picioarele, dacă e nevoie, cu ambele mâini și aș vrea să fac o mică paranteză. Chiar zilele trecute am avut niște turiști și cu ocazia asta vă informez că joi și vineri avem presa și televiziunea din Chișinău la Hotel Eurovacanța, 20 de persoane vor fi pentru promovarea Stănicului. Și vă rog să fiți invitatul nostru. Voi fi prezent, îmi spuneți la ce oră.
ei ajung joi seara, deci vineri vizităm stațiunea și, bineînțeles, cu primăria. Asta o dată. A doua chestiune, care am primit-o săptămâna trecute, mi-au spus turiști, oameni care fac turism, oameni care au încropit și anumite în alte părți, în alte localități. Giurgiu, de exemplu, ăștia toți sunt de la Giurgiu. Vor veni 30 de familii în ianuarie să fac tratament aici. În fiecare an vin aici la tratament. Ei au și sportivi, aduc antrenamente și mi-a zis, domnul Munteanu, nu sunteți prezenți. Deci merg în fiecare stațiune, prin alte țări și s-a mai înțeles puțin și la noi în România. De la, noi avem așa de multă posibilitate, de la, zicem, la cariera de piatră, niciun fel de panou, nimic. Noi, zice, ne-am oprit. Nu știam unii slănicul. Când am văzut slănic, ne-am oprit la Cireșoaia, după aia ne-am oprit la Cerdar, tot așa. Adică să se facă ceea ce a spus dumneavoastră. Eu sunt întru totul de acord și am spus-o la o anumită ocazie, poate doamna Sică să-și aduc aminte, ca să facem... De ce nu zici, doamnă? A zis ceva rău? A, mă scuzați dacă am făcut vreo greșeală. Am spus să facem, așa cum e în toate stațiunile care se respectă, indicatoare, standard. Da. Vila Ioana, Hotel Perla, Hotel Venus. Pentru că noi acum avem niște table care cum au putut. Și eu recunosc că nici care mele nu sunt cele mai grozave sau nici nu sunt grozave. Asta o dată. Și cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să mă autopropun această comisie care vreți noastră să o faceți de promovare, publicitate pentru slănic, fără să primesc nimic. O fac gratuit. Dar aș vrea să acceptați, nu știu, nu pot să vorbesc în numele lui, să luăm legătura și cu Buznea. Buznea este unul din cei, puțini, care și dumneavoastră știți, ne-au făcut cât de cât publicitate în județ. Dan Buznea. Dan Buznea. Nu a făcut prea multă pentru că știm foarte bine, conducea dinainte, punea frâne suficiente și amenințări suficiente. Vă spuneam la o ședință de Consiliu că noi, dacă vă aduceți aminte, când treceți pe la Câmpul Lung, Muscel, e acolo un monument. Noi, Palma. Da, acolo unde, unde sunt și lucruri toate exponate. Foarte frumos, ați văzut că dă și o secvență de luptă acolo. Noi avem o mare încărcătură istorică cu Măgura și Cireșoaia. Da. Unde, de la Măgura și Cireșoaia, bunicii celor din Cireșoaia știu că erau dealul plin de oameni morți și răniți din luptele care știm că au fost numite, pe aici nu se trece. Dar am putea să facem ceva în zona aceasta. De exemplu, acești ziariști mi-au cerut unde putem să mergem. Să vizităm în afară de Slănic. Și am ajuns până la Palanca, la Monumentul Răbreanu și la Biserica lui Ștefan cel Mare. Așa am făcut program, ca să-l, inclusiv Salină, inclusiv Strandor și așa mai departe. Ei, acum, vă ziceam odată că în parc, eu în Creangă și-a ținut orele de geografie și Ion Slavici. Putem face și acolo unde sunt, acum, jocurile de copii, undeva, cu nebustul lucrurilor, putem să facem câteva măsuții sau un fel de băncuțe cu... și acolo să facem anumite activități literare, chiar școală poate să facă așa ceva. Este drumul acesta realizat de nemți, scurtătura domnul, care... Domnul Dan. Și de asta zic că eu vreau să scurtez sub aspectul că avem și trebuie să creăm și legende, în afară de faptul că ce avem și ce vom avea. Și vreau să vă anunț un lucru bun, care l-am, ieri am vorbit cu primarul Bujor. Drumul este foarte accesibil până la izvoarele de la Ciunger. De la Pufu. Nu, el zice prin Dofteana. Pe partea asta încă nu. Pe la Slănicelul. Este, da, pe la Slănicelul este în judecată, comuna Dofteana, cu Ocolul Silvic, că dumnealor l-au intabulat drumul la comună, Ocolul Silvic e a lor. Și ne-a zis, domnule, până când nu se termină, nu putem să facem. Dar este o chestie de știut. Da. Eu, vis-a-vis de propunerea dumneavoastră cu participarea la comisie, sigur că la ședința de Consiliu din luna decembrie vom avea conturat cât de cât. Și dacă este
Dacă dumneavoastră ziceți o să aprobăm o persoană, două, care să participe în această comisie dintre consilieri, nu este niciun fel de, de din potrivă, poate să fie o conexiune între consilieri. Da, o să fie dezbatere publică, adică avem timp să stabilim această comisie. Alte discuții? Dacă mai are cineva ceva de completat? Supunem la vot avizul comisiei. Favorabil. Aviz favorabil. Și tot favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Așa, le prezentați dumneavoastră. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale Stănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 29.1.2016 și rectificat prin hotărârile Consiliului Local numărul 25 din 4.3.2016, 38 din 31.3.2016, 71 din 26.7.2016, 81 din 24.8.2016, 92 din 27.9.2016 și numărul 104 din 21.10.2016. Inițiator, domnul primar, Tocibiu. Da, am prezentat aseară în detaliu unde se vor duce acești bani. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. La vot. Supunem la vot. Proiectul de hotărâre. Da, avizul comisiilor. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Stănic Moldova pentru anul financiar 2016. Aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 4.3.2016 și completat prin hotărârea Consiliului Local numărul 40 din 28.4.2016, numărul 83 din 24.8.2016 și numărul 93 din 27.9.2016. Inițiator, domnul primar. Iar e în legătură cu bugetul, planul de achiziții. Da, planul de achiziții urmărește bugetul. Trecem la vot. Da. Avizul comisiilor de specialitate? Favorabil. Aviz favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Numărul 4. Proiect de hotărâre privind completarea listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Local Stănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2016, aprobate prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 29.3.2016, inițiator domnul primar Baciu Gheorghe. Nu faceți o prezentare? Da. Da, am făcut prezentarea aseară. Este vorba de centrala termică de la Cerdac, de la școală, care s-a defectat și nu se justifică a fi reparată. Este vorba de centrala termică de server, de la sediu, de la noi, de la primărie. A trebuit să cumpărăm un server nou. Și pentru protecția datelor, dar și pentru că exista riscul să pierdem datele vechi. Și centrala termică de la bibliotecă, care a fost... Da? Și terenul. Ca și obiectivelor noi. Obiecte, practic ele intră ca și investiții noi în patrimoniul UAT Stănic Moldova. Ele sunt legate și bugetul și planul de achiziție și ele. Da. Discuții? Vot avizul comisiei. Aviz favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului calendar de lucru al Comisiei Sociale de Analize și Soluționarea Cererilor de Atribuire a Locuințelor pentru Tineri, construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora la nivelul orașului Stănic Moldova. Inițiator, domnul primar. Da, aici aș vrea mai mult, noi am discutat aseară acest lucru în comisie, aș vrea mai mult să comunic asta pentru cei care ne vor vedea, respectiv.
Vom verifica cererile și selecția cererilor. La momentul acesta, după cum ați aflat, avem 4 apartamente disponibile și 32 sau 33 de cereri. Se face un punctaj. Sigur că se face punctaj. Comisia își va desfășura activitatea în felul următor. Graficul de lucru, ca să știți și dumneavoastră. Publicarea anunțului, 5 decembrie, cererile deja existente nu mai trebuie reluate, dar este normal să oferim posibilitatea și altor cetățeni să se înscrie. Perioada depunerii completării dosarelor, 9-16 decembrie. 19-20 decembrie este studierea dosarelor. Întocmirea listei de prioritate a solicitanților, 21 decembrie. Aprobarea listelor prevăzute la numărul curent 6-7, deci întocmirea, aprobarea listelor 22 decembrie, publicarea listelor 22 decembrie, contestații până pe 30, dacă sunt eventuale contestații, și 2-4 ianuarie termenul de soluționare a contestațiilor, adresa de înștiințare către solicitanți prin care au primit sau nu au primit. 11 ianuarie se face repartizarea, aprobarea listelor în Consiliul Local, 12 ianuarie este trecut aici, o să vedem plus minus, după ce se termină procesul o să venim să aprobați în Consiliul Local această listă și după aceea urmează convocarea și încheierea contractelor cu viitorii locatari. Estimăm ca maxim până la sfârșitul lunii ianuarie să deja să avem distribuite, repartizate aceste 4 locuințe. În același timp, vorbind de locuințe anele, s-au făcut demersuri de 3 luni de zile pentru E.ON Gaz și E.ON Electrica, pentru proiectele de să ne dea avizul de racordare pentru celelalte 2 scări de anele care sunt gata. Și o să se mai lungească puțin. Vă spuneam aseară, cel mai probabil martie-aprilie vom ști cât trebuie să cheltuim ca să facem acest lucru și vom da prioritate pentru că este păcat de aceste locuințe care stau nefolosite. Discuții? Avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. La numărul 6, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 74 din 26-7-2016, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Stănic Moldova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Stănic Moldova. Inițiator domnul primar, dar aș vrea eu să adaug ceva. Eu am făcut o cerere, după cum știți, sunt în acest Consiliu de Administrație. Programul de lucru nu îmi permite să particip la toate aceste ședințe și de aceea am făcut o solicitare să fiu înlocuit. Vă rog să faceți propuneri pentru... Propun pe domnul Gazențașu Sergiu. Are copilul la școală. Este aproape, poate să... Îndeplinească. Am și o propunere pe domnul Cătescu, fiind în domeniu, cred că fi potrivit. Mulțumesc, dar un pensionar gestodat ca mine, care s-a cam rupt de școală, nu cred că și-are rost. Mi se pare mai corectă propunerea ca Catrin. Da, Catrin. Alte propuneri, dacă nu supunem la vot, cine este pentru... Domnul Catrin Sașu. Împotrivă. Abțineri. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării asocierii UAT Stănic Moldova cu SECE Util Press SRD din subordinea Consiliului Local în vederea gestionării, exploatării și întreținerii unor bunuri imobile din domeniul public aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 48 din 3-6-2013. Inițiator domnul primar. Am inițiat acest proiect de hotărâre întrucât parcările, sala de sport, piața care sunt în administrarea Util Prest nu aduc niciun fel de venit. Am cerut domnul administrator de la Util Prest o solicitare și ne spune că
pe perioada ianuarie-octombrie 2016 se înregistrează cu un minus de 1185 de roni pe toate aceste parcări și ca să, întrucât am întărit și echipa noastră de la Casa de Cultură care se va ocupa de evenimente și întrucât este în strânsă legătură și sala de sport, și parcările, și toate celelalte cu evenimentele care se vor desfășura, propun ca acestea să vină înapoi la noi să le administrăm și să încercăm să le aducem pe profit sau să le exploatăm mai eficient, aș îndrăzni să spun, și în perspectiva de luare de decizii. Spre exemplu, nu s-a făcut niciun fel de investiție în acești ani. Parcările și toate celelalte. Acum noi îi dăm util pres să facă. Am întrebat de ce s-au stricat scaunele de la sala de sport. Nu se știe. Am întrebat. Aș vrea să fim într-o legătură mai directă și să exploatăm cât se poate de eficient aceste lucruri. În același timp, anticipez puțin, în luna decembrie vom vota și o să vă invit să aprobați și noile taxe aferente acestor obiective. Noi vom calcula și pentru sala de sport cât este cheltuiala medie, iarnă-vară, în așa fel încât să putem practica un tarif și vom veni și pentru parcările de aici până la camping cu niște propuneri. Și mă rog să aprobați această propunere, întrucât ne dă o perspectivă mai bună de a gospodări aceste terenuri și aceste clădiri. Dacă sunt discuții sau observații, avizul comisiilor, aveți o... Favorabil. Deci vreau să facem o chestiune cel mai... să arătăm că ne preocupăm. Haideți să trasăm parcările, că oricum se fac, probabil niște trase ale parcărilor. Cele cu albastru pentru cei din oraș, cele cu alb pentru cei din afara orașului. Pentru ca să avem și o disciplinizare a celor care parchează. Și așa cum a spus dumneavoastră, eu sunt și cred că toți colegii sunt de acord ca cei de la Poliția Locală să încaseze și să răspundă. Eu v-aș da un exemplu, fără să plictisesc, la Frankfurt, de curând am fost, șeful poliției din oraș a ieșit de undeva și 60. 60 știți ce înseamnă, un fel de la naiba și altceva. Zic că ne-am ce nici un pățin. Și a pus amendă Poliția Locală. Ca parcă am greșit. Șeful Poliției, orașul Frank. Și zic eu că asta ar fi și o responsabilizare și ar fi și frumos. Știi, la Săric, parcări pentru cei de acolo, pentru cei de acolo. Pentru că dă bine și pentru, de exemplu, nu știu, poate, de exemplu, eu zic din colegi care vin din jos, din Cireșoara. Eu ce să fac? Parchează mașina și... Dar asta nu votăm acum. Acum votăm trecerea. Da, e bine să... Deci, practic, ele revenim la noi. Eu vă spuneam aseară, nu vreau să lungim vorba. Să putem taxa, să putem face... să putem încasa taxa de parcare prin servicii, să putem, poate, prin aparate de taxe. Trebuie să facem niște investiții. Aceste investiții ar trebui să le facem, să le vedem în custodia util, presele. Și din această cauză, și repet, în perspectiva de a administra integrat, adică vom face o legătură cu evenimentele care se desfășoară, cu parcarea, cu sala de sport, cu piața și celelalte, ca să fie în mâna noastră. Că altfel, l-ai dat în administrare, este tot SRL-ul de la primărie. Dar dacă el nu l-a exploatat judicios până acum, n-a venit să spună, dole, vedeți că nu mă închid cu asta. De ce să suspectăm? Am putea să suspectăm că nu a făcut treaba corect. Eu propun să închidem odată această discuție, să vină înapoi la primărie și dacă peste o jumătate de an, peste un an, că jumătate de an este, nu este relevant, vom constata că lucrurile nu sunt alea care le-am dorit, atunci o să venim cu alte propuneri, eventual, nu știu, sper să planul nostru să fie bun și să facem plus valoare din aceste parcări. Și fac o paranteză aici. Este un leu taxa de parcare în dreptul parcului din stațiune, da?
taxa de parcare, vine o mașină, plătește un leu și coboară mama, tatăl și copilul, cel mai puțin, că mai sunt altă dată când coboară 5 persoane, se bucură de fanfară, se bucură de spațiu de joacă, de tot parcul, de flori și este un leu. Vă invit ca în perioada de transparență în care suntem pe taxe și impozite, să vă spuneți și dumneavoastră punctul de vedere. Pentru că altfel în ziare scrie că primarul de Sălii Moldova majorează impozitele. Nu este scopul principal să majorăm impozitele, ci să exploatăm eficient. Și asta înseamnă un respect față de ceea ce primești. Dacă ai primit un parc întreținut, ai primit un concert gratis, ai primit un spațiu de joacă gratis, atunci trebuie să oferi și tu ceva. Și poți să oferi, spre exemplu, 3 lei în loc de 1 leu, care reprezintă ceva dacă știm să-i punem acolo unde trebuie și să dezvoltăm comunitatea. Asta este punctul meu de vedere și o să, la ședința viitoare o să vă propunem exact care este. Practic, noi acum suntem cu propunerea de taxe și impozite. Dacă nu participați la ele, atunci o să vă vină greu să le votați la ședința viitoare. Eu vă încurajez să le analizați. Am făcut și simulări. Dacă vă uitați pe pagina primăriei. Ne interesează simulările, că așa cifrele acolo. Domnul consilier, am făcut simulări și am spus. Puțină lume știe, spre exemplu, că în mandatul fostului primar, în fiecare an s-au mărit taxele. Da? Spre exemplu, taxa de parcare, care este mult comentată, taxa de parcare. Noi am pus pe pagina noastră a primăriei cât a fost taxa în 2010, în 2011, în 2016. Ca omul să știe. Și cât o să fie în 2017. Ca omul să știe unde este, ce a plătit până acum. Dacă până acum nu s-a făcut transparență. Lumea venea la impozite și taxe, cât am de plată? 950 de lei. Plătea 950 de lei. El foarte puțin întrebau din ce se compune. Că asta îi vine odată cu TMT-ul. Că ea este prinsă la impozite și taxe la un om. Atunci el plătea 950 de lei și pleca. Noi avem vreo vină că vrem să fim transparenți, că vrem să explicăm la oameni ce înseamnă leu ăla care el trebuie să-l plătească. Eu cred că este o etapă nouă în dezvoltarea localității noastre și de ce nu să facem față la aceste reproșuri, să le explicăm oamenilor și de ce nu, dacă este justificat, să coborâm taxele acolo unde este necesar. Pentru că, sigur, în toată lumea asta, cine plătește vrea să plătească cât mai puțin și cine primește vrea să primească cât mai mult. Asta este regula în orice administrație publică. Am cerut și o să vă prezint cât este taxa pe gunoi în Torino. Cât plătește un cetățean acolo, comparativ să ne dăm seama, pentru că este și acolo, cetățeanul și acolo își plătește și încă foarte disciplinat. Nu știu dacă Italia este un exemplu pozitiv da, în privința și de la Napoli. Dumneavoastră veniți cu Albania la ședința viitoare sau cu Rusia și facem o comparație așa, să vedem că atunci când ne gândim la Sălii Moldova, ne gândim ca la cea mai curată zonă din județul Bacău, cel puțin, da? Ca să fie curată, trebuie cineva să facă curățenie și ca să facă cineva curățenie, trebuie să primească salariu, să carburant, ce trebuie ca să facem curățenie. Așa se pune problema, nu altfel. Eu vă asigur că orice leu ajunge la în visteria noastră, va fi drămuit și va fi cheltuit acolo unde trebuie. Deocamdată suntem pompieri la cheltuiala banilor, acoperim câte o gaură din asta rapidă. Și vă spuneam aseară și profit de ocazia că se filmează, am reușit în sfârșit să venim la zi cu creditul de la BCR. Eram în incidență bancară de mai bine de un an de zile. Asta este situația. Știți ce înseamnă incidență bancară? Și ca persoană fizică, și ca persoană juridică, și primăria este tot la fel. Să fie în incidență bancară, nu ești eligibil oriunde ai bate la ușă. Pardon, se duce acolo, te consultă, spune, mulțumesc frumos, altul la rând. Ca și executat. Bun. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Domnul dumneavoastră, aș avea o propunere, dacă este posibil.
n-ar fi bine să ne facilitați o întâlnire cu cei de la impozite și taxe și să facem niște simulări împreună, să fie expliciți vis-a-vis de ce dorim să implementăm la nivelul ăsta. Și atunci noi am putea transmite mai ușor către populație. Persoană competentă de la impozite și taxe. Planul de lucru este următorul. Suntem în campanie electorală și nu am vrut să confuzăm lumea. Se puteau face niște analogii nefericite și nedorite nici de către cetățeni, nici de noi. Adică să spună că îl chem la o discuție despre campanie electorală și să-i vorbești de impozite și taxe. În săptămâna de după 10-11, când sunt alegeri, noi închidem transparența pe 20. Deci propunerile puteau fi formate până pe 30. După care, cam pe 14-15, așa. Și în săptămâna imediat după 11 vom avea întâlniri. Până atunci am reținut asta și vă vom trimite pe mail. Uitați, eu promit personal că vă voi trimite dumneavoastră pe mail tot ce vă doriți. O să facem o simulare pe niște, spre exemplu, o familie cu o persoană, o familie cu 3 persoane și cu 5, cum am făcut și astea sunt pe site-ul nostru la momentul acesta și se pot vedea. Dacă aveți în schimb o solicitare expresă despre, să zicem, despre impozitul pe fânați sau ceva, trimiteți exact numele și eu vă promit că vă facem o simulare pentru anul viitor. Este foarte simplu, este sistem informatic, nu este o problemă. Cea mai mare problemă o să fie după aceea, pentru că anumite taxe și impozite o să fie limitate la un anumit număr de persoane sau anumite persoane scutite și atunci o să ajungem în sistemul informatic pe baza cererii cetățeanului și să-i, spre exemplu, dacă el primește ajutor social. Este foarte greu să-i impui niște taxe de, nu știu, anumite taxe, că practic pe de-o parte îi dai 300 de lei sau cât este ajutorul, 380 de lei, 280 de lei. Funcție de numărul de persoane. Da, și așa, și să iei 150 de lei pentru cear. Și atunci o să venim și o să vă propunem, doar hai să ajutăm câteva cazuri cu punctual, cu scutirea acestor taxe. Pentru că de asta suntem administrație publică, să ajutăm oamenii în nevoie, nu să-i împovărăm. Da. Am reținut și o să acționăm. Avizul comisiilor pentru punctul 7. Favorabil. Favorabil. Proiectele de la punctele să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Să scăd mai repede. Proiectul de la numărul 8 se retrage, la fel și proiectul de la numărul 9. La numărul 10 avem proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu luna decembrie 2016. Aici trebuie să faceți propuneri. Nu știu... Ideea era că rotația asta la 3 luni se face în ordine alfabetică, în această ordine rândul venea domnului Catrințașu Sergiu și până lui m-a rugat să facem schimb pentru următoarea perioadă, așa că... După care următoarea voastră că tot de ședință da. Este domnul. Da. Da. Ca o completare, eu am să-l rog pe domnul Catrințașu când îi vine rândul să-mi îmi lase mie de ce soția, încă lucrează și copilul și am luat bilet la mare în perioada iulie și n-aș vrea să fic exact în perioada aia ca să încurc. Da, nu putem schimba atunci, domn profesor. Da, nu, ca idee. Deci, haideți să votăm. Vă învoim. Pentru domnul Cazacu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, n-am cerut avizul comisiilor. Și proiectul de hotărâre suplimentar privind acordarea dreptului de folosință gratuită pentru terenul intravilan cu suprafața totală de 11 metri pătrați din proprietatea publică a orașului Sărit Moldova, situat în strada Primăverii, pe durata executării lucrării, extindere rețea distribuției și branșament gaze naturale, presiune reduse.
Bun, aici o să mai avem situații de genul acesta. A fost o dispută care nefericită pentru noi. În sensul în care o familie care își extinde rețeaua, care vrea să tragă gaze sau curent până la el acasă, el este obligat ca pe tot traseul drumului, aici în speță sunt 22 de metri, să facă cheltuiala la el, să ducă o conductă suficient de 2 zoli de gaze, ca să poată să se extindă mai departe rețeaua. Și am cerut punct de vedere la E.ON, ca E.ON-ul să ceară acest lucru, întrucât intră în proprietatea E.ON-ului rețeaua respectivă. Și E.ON-ul a dat un punct de vedere că nu intră în proprietatea lui decât în exploatare, decât la modernizarea ulterioară a acestei rețele, respectiv 25-50 de ani când se va moderniza, până atunci rețeaua rămâne în proprietatea persoanei care a cerut. Și din această cauză, aici apare numele persoanei respective. Angela Radu Paul. Da. Pentru Angheluță, Vintile este constructorul și Angheluță este beneficiarul. Asemenea situații veți mai avea. Eu v-am prezentat acest lucru pentru că o să fiți întrebați, în calitate de consilier, de cetățeni. Practic, dacă nu este o investiție a distribuitorului de energie electrică sau gaz, atunci cetățeanul face pe cheltuiala lui și rămâne proprietar în situația asta pentru perioada respectivă. Terenul se ocupă de sarcini. De fapt, dumnealui plătește deranjul cât sapă și ocupă acest teren. E o taxă care noi o avem reglementată și o să o reglementăm și mai departe. Și după aceea terenul devine ocupat de această sarcină care înseamnă o conductă de gaze. Pentru că nu putem să oprim dezvoltarea localității și implicit să o familie să aibă acces la utilități. Nu este corect din partea. Nu ar fi corect. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La diverse am prezentat la început. Declar închisă ședința. Vă mulțumim frumos.